A fost sărbătoare mare în comuna Bălăcița. Muzică, voie bună, bucate pe alese, de asta s-au bucurat oamenii care au participat la bâlciul de început de toamnă. Primarul comunei, Constantin Blăduț, este un om dedicat comunității, dorind totodată să le ofere și momente de bucurie și distracție cetățenilor comunei sale. La eveniment alături de primar au fost prezente autoritățile județene, prin președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și prefectul județului Alin Isuf. Cântece și jocuri populare care fac din Mehedinți o regiune unde tradițiile sunt la ele acasă. Bucate pe alese și voie bună în toată regula la bâlciul de la Bălăcița, o localitate pe care Consiliul Județean Mehedinți o va sprijini și o va ajuta în continuare să se dezvolte în bine, așa cum merită locuitorii ei. Primarul comunei Bălăcița, Constantin Vlăduț, a ascultat mereu doleanțele cetățenilor, iar pe lângă investițiile făcute pentru dezvoltarea într-un mod armonios al comunei, a dorit să le ofere și mici momente de distracție și relaxare, și totodată păstrarea tradițiilor vii. A fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care l-a felicitat pe primar și l-a asigurat de tot sprijinul instituției pe care o reprezintă. Bâlciul din Bălăcița este un eveniment cu care oamenii locului sunt obișnuiți, iar faptul că au participat într-un număr mare este o dovadă că le-a lipsit în ultimii ani de pandemie. Am fost alături împreună cu prefectul Alin Isuf. De ce îi veniți la bâlci? Pe de o parte să facă cumpărături de toamnă, iar pe de altă parte să se bucure de momentele artistice pregătite. Felicitări primarului Constantin Vlăduț că păstrează vii momentele de bucurie cu care oamenii sunt obișnuiți. Organizarea acestui eveniment este primul mesaj pentru oamenii din comuna Bălăcița, dar și pentru cei din localitățile din împrejurimi, că toamna își intră în drepturi, iar roadele ei vor face iarna mai ușoară. De la eveniment nu au lipsit grătarele care au sfârâit, berea și produsele specifice anotimpului care tocmai a început. De asemenea, și prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a fost prezent la eveniment, subliniind faptul că este extrem de important ca primarul să fie implicat în comunitatea pe care o conduce, iar asta s-a văzut în comuna Bălăcița prin numărul mare de oameni prezenți la bâlciul comunal. A fost un eveniment la care au participat 10 de comercianți care au scos diverse produse la vânzare, iar oamenii s-au bucurat și de un moment artistic ce a adus buna dispoziție. Nu au lipsit alvița, turta dulce, micii, berea și zarzavaturile, iar copiii s-au bucurat de jocurile și jucăriile aduse special pentru ei. Bâlciul de la Bălăcița este un eveniment cu tradiție în comună, pe care primarul Constantin Vlăduț l-a organizat în fiecare an, cu excepția anilor de pandemie.